Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Astăzi, miercuri 23.11, în platou emisiunii noastre, se află prezent președintele Partidului România Unită, filiala Neamț, politologul Sorin Dumitru Cazan, candidat pe locul întâi la Camera Deputaților. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24. Sărut mâna dumneavoastră, sărut mâinile doamnelor și domnișoarelor și doamnelor și bună ziua domnilor. Domnule președinte, ne aflăm în plină campanie electorală, chiar să zicem în miezul ei, la mijlocul campaniei electorale. Au mai rămas două săptămâni și ceva până la scrutinul din 11 decembrie și iată că scena politică este din ce în ce mai agitată într-un context geopolitic despre care noi am mai discutat. Ne referim la pierderea alegerilor de către candidatul pro-european Ludmila Sandu în Republica Moldova, în Basarabia, și de asemenea alegerea unui președinte pro-rus în Bulgaria. Vecinul nostru de la răsărit... Vecinii noștri, da. Mă refeream la Putin. La vecinul, la ursul. Vecinul, la ursul, da, cel mare. Așa, de la răsărit, nici el nu este prea liniștit. Văd că încearcă să agite spiritele în ceea ce privește poziția României și a ceea ce se întâmplă la Deveselu acolo cu scutul antirachetă. Știrile vin din ce în ce mai proaste despre România, cea mai săracă țară a Uniunii Europene, și spre surprinderea noastră a doua țară după Siria ca nivel de migrație al populației. Iată o serie de știri deloc liniștitoare și acest context cu totul nefavorabil în care se desfășoară alegerile din 11 decembrie. Da, doamna... Partidul România Unită este o formațiune politică mai mică, dar cu o voce extrem de puternică în această campanie, în ceea ce privește... Și cu oameni destul de puternici. Așa, și în ceea ce privește marile probleme ale acestei țări, de la această migrație până la programele concrete. Haideți, vă rog, să trecem în revistă. Haideți să le luăm pe rând, da? Da. Începem cu alegerile din Republica Moldova. Vreau să trec repede în revistă toate aceste probleme, că e vorba de politică externă și nu știu cât ne interesează pe români și pe nemțeni despre politica externă. Ne afectează. Corect, ne afectează. Alegerea președintelui Dodon în Republica Moldova, un președinte pro-rus, a făcut ca în Republica Moldova să nu câștige doamna Maia Sandu, care era candidata pro-europeană, soroșistă, considerată de noi soroșistă, deci ca atare pentru România nu văd un deficit și o problemă că în Republica Moldova a câștigat Dodon, chiar dacă o parte din populația din Republica Moldova a fost pro-Maia Sandu și o parte pro-Igor Dodon. Pentru mai ales diaspora. Pentru că așa se întâmplă. Vedeți dumneavoastră, diaspora a susținut-o pe Maia Sandu. În România, la alegerile prezidențiale din România, din 2014, diaspora, așa zise diaspora, l-a susținut pe Klaus Iohannis. Acum, dacă o să mergeți în diaspora, o să vedeți că Klaus Iohannis nu mai este apreciat. A căzut în sondaje dramatic. Am dreptate, da? Da. Ei, vedeți, și-au dat seama că au făcut o mare gafă, o mare greșeală. Au ales un președinte într-un stat românesc cu o credință preponderent creștin, ortodoxă și catolică, au ales un președinte de o minoritate germană și o confesiune luterană, parcă. Nu-i luterană, e, dacă nu mă înșel eu, e protestantă, ceva protestant. De genul. Sau evanghelist. În fine. Nu mai protestant, contează. Protestant. Protestant. Nu mai vorbim de ceea ce s-a întâmplat acum o două zile pe un post național în care s-a scos la lumină ceea ce s-a întâmplat în Sibiu cu Federația Germană, că au pus mâna
pe toate spațiile care le-au avut înainte. Municipalitatea ca și clădiri, ca da, și... Da, dar le-a avut o organizație neonazistă. Deci... Interzisă, atenție, interzisă. Interzisă în România. Deci Federația Formul Germanic, German, Democratic German din România, în speță din Sibiu, a revendicat acele proprietăți a organizației neonaziste. Și acum noi ne întrebăm, Federația Democrată a germanilor este organizație neonazistă pentru că a revendicat acele spații sau no, din dorința mafia, sau din dorința de a-și acapăra cât mai multe imobile și le aduce în proprietate lor. Inclusiv președintele. Vedeți, un lucru incorrect care acum este contestat și pierde rând pe rând câte o casă în instanță. Deci, câștigul din Republica Moldova a fost al candidatului votat de cei care locuiesc în Republica Moldova, doamnă Ordeanu. Și trebuie să fim foarte atenți. Președintele României trebuie să fie ales un om care, pe care îl dorește cei care locuiesc acolo. Nu poate să ne aleagă mie președintele un cetățean român care este plecat de 10, 15, 20 de ani din România, din afara țării, în condițiile în care eu, ca și român, locuiesc aici. Eu plătesc benzina, eu plătesc curentul aici, iar el are dreptul să voteze, cum îl am și eu, și să-mi voteze viitorul președinte sau viitorul guvern. Deci, de asta vă spun, eu nu contest ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, chiar salut alegerea domnului Igor Dodon în funcție de președinte al Republicii Moldova, că este prorus. Doamna Ordeanu, dar ce ați vrea să fie? Pro-american? Păi n-are cum să fie un președinte sau cineva din zona Republicii Moldova să fie pro-american sau pro-suedez. Nu. E pro-rus. De ce? Pentru că de acolo vine gazul. De acolo vine petrolul. De acolo, acolo e piața de desfacere. Păi ce-ar face moldovenii să se certe cu rușii? Vă dați seama, numai când s-a supărat un pic Putin, le-a închis robinetul și le-a oprit exporturile, importurile din Republica Moldova. Ce au făcut săracii moldoveni? Nu știau pe unde să mai dea producții agricole. Pentru că știți că Republica Moldova este un stat preponderent agricol, cu producție agricolă foarte mare. Ei nu puteau să desfacă produsele lor la ei în țară. Și atunci ei exportau foarte mult în Rusia. Mergem mai departe în Bulgaria. În Bulgaria e vorba de altceva. Republica Moldova sunt frații noștri de peste Prut, pe care noi îi susținem. Partidul România Unită, tocmai din cauza asta a luat ființă Partidul România Unită, pentru a încerca unirea Republicii Moldova cu România și a fi un singur stat unitar. Dar eu vă spun o chestie, nu rușii. Eu vă spun că americanii și Uniunea Europeană nu dorește ca România să fie România Mare, România Unită. Categoric, pentru că decizia marilor puteri și acordul acestor. Pentru că suntem o mare putere. În momentul în care noi ne unim, gândiți-vă, numărul populației crește, numărul parlamentarilor europeni va fi mai mare, vom avea un cuvânt mai mare de spus în Republica Moldova, producția agricolă, și așa avem o producție agricolă foarte bună în România, că avem un pământ negru, că suntem un popor, o țară binecuvântată de Dumnezeu. Și un popor binecuvântat. Ei, ce facem acum? Cam hoț, cam hoțoman. Auziți? Poporul ăsta. Nu putem să spunem că toți sunt hoți. Pentru că, vedeți, când ne ducem în străinătate, deja la unii le e rușine să spună că sunt români. Eu vă spun, am fost în concediu, chiar dacă sunt naționalist, am fost în concediu în România, dar am fost o bucățică și în străinătate, că așa a vrut soția și copiii. Și am zis, domne, dacă merg în străinătate cu voi, eu mă îmbrac numai în ia națională și cu tricou cu România și cu șapcă cu România în cap. Eram în Spania. Și vă spun sincer că erau români, veneau la mine și spun, domne, vă apreciez că aveți curajul să spuneți că sunteți români. Dar de ce să-mi fie rușine? A, nu, bine. Nu, spaniolii trebuie să vadă că românii care sunt la ei în țară își pot permite să stea. Să ne întoarcem la programul dumneavoastră, pentru că timpul este foarte scurt. Și mai era încă o chestiune cu scutul de la deveselul, că trebuie să clarificăm, lămurim și situația asta. Puneți-vă în situația, eu n-am nimic cu statul rus, nici cu președintele Putin. Conduce țara dumnealui după
cum crede el că este bine pentru poporul rus. Eu nu pot să mă amestec, ne amestec cu întrebările interne. Dumneavoastră, dacă aveți o proprietate și vecinul vine și pune niște rachete în curte la el, îndreptate spre proprietatea dumneavoastră, nu cumva vă deranjează? Te deranjează, nu, sincer, dar dimineață vedeam într-o emisiune, nu, sincer, vă deranjează? La un post național de televiziune, faptul că NATO permis Rusiei și a organizat chiar exerciții comune, așa că încât cele două mari puteri să se poată supraveghea reciproc, ceea ce este foarte bine în fond. Auziți, noi am fost primiți în NATO pentru că suntem în granița cu Rusia. Categoric asta. Da? Categoric. Interesul NATO a fost ca să blocheze cumva accesul Rusiei către alte state și au spus, deci noi permanent românii am fost luați pe post de scut. Noi românii am fost scut, țara noastră, România, a fost scut. Dintotdeauna. Când au fost Imperiul Otoman, aduceți-vă aminte, ne întoarcem în istorie, eram scut tot țărilor vest-europene. Ei își construiau catedrale și tot felul de universități. Și la noi vest, se pârjolea pământul. Iar noi pârjoleam pământul și fugeau bieții români în codru, în păduri și se ascundeau. Iar vitejii noștri, conducători pe care i-am avut, țineau piept turcilor pentru a nu cotropi România și a merge mai departe în vestul Europei. Aș vrea un pic să ne așa suntem folosiți și acum. Ăsta e punctul meu de vedere. Da, la programul dumneavoastră, că mi se pare extrem de interesant. Partid Naționalist este singurul care are în program acea prevedere de stopare a vânzărilor pământului către străini. Am aflat de curând că toată Moldova noastră, vorbim de Moldova noastră în care trăim, din România, așa pusă pe harta țării, înseamnă pământul vândut străinilor. Pe România, din 9 milioane de hectare de teren, cât are teren arabil România, 50% l-are cumpărat străinii. Este în proprietatea străinilor. Cine sunt vinovați? Aici vreau să coincid. Clasa politică. Dumneavoastră, bravo! Ați spus un mare adevăr. Asta vreau să vă întreb. Cine sunt cei vinovați de ceea ce se întâmplă peste tot în lume? Nu politicienii? Da. Pentru că avem politicieni, nu în România, peste tot, corupți, peste tot, nu numai în România, peste tot. Sunt oameni, în țările din vest s-a înființat noțiunea de lobby. Nu mai spune, domnule, a făcut trafic de influență. A făcut și un lobby. Și în fundă pușcăria ca la noi. Dar când o să apară și la noi noțiunea de lobby, vă spun eu că ce s-a întâmplat până acum a fost jucărie. Va fi un dezastru. Pentru că noi românii, noi nu știm să ținem cont și să fim patrioți și să susținem tot ce este a nostru. Aici au apărut două puncte de discuție. Pe de o parte este tabăra care susține, da, domnule, s-a vândut acest pământ către străini, dar nu l-au luat și l-au dus peste hotar. Da, corect. Este adevărat că nu l-au dus acasă. Corect. Dar au lucrul cel mai grav care mi se pare, au repatriat câștigul de pe acest pământ, care este deosebit de bun și se întoarce în țară doar leguma și carnea. Problema este că i-au cumpărat pământul pe un preț de nimic în România. Asta este cea mai mare problemă. Pentru situații că românii, dramatice. În pentru care că la noi nu a existat o piață imobiliară adevărată pe terenul agricol și tocmai din cauza asta ei și-au putut permite să cumpere cu 1500 la un moment dat chiar cu 1000 de euro un hectar de pământ. În străinătate nu se întâmplă treaba asta. În străinătate un hectar de pământ costă 100.000 de euro. Nu este nevoie să ne ducem prea departe, să ne ducem doar în Ungaria vecină. Băi, cum au fost capabili ungurii să elaboreze o lege care să protejeze? Pentru că sunt naționaliști, doamna Ordeanu, pentru că Victor Orban, președinte care i-a dat interzis președintelui nostru Bogdan Diacu, i-a dat interzis de a intra persoană non grata, de a intra în Ungaria,
Noi nu avem nimic cu el, chiar dacă i-a dat non grata domnului Diaconu. Nu, noi îl apreciem că este un președinte care își vede de interesele naționale a Ungariei. Mergeți în Ungaria și o să vedeți că ungurii trăiesc altfel. De ce? Pentru că au conducători care susțin poporul lor și susțin națiunea lor. Vedeți, eu am intrat în conflict inclusiv cu băncile. Eu vineam cu proiecte de legi pentru a fi promovate în Parlamentul României, le dădeam la București pentru a fi promovate și domnul Diaconu spunea așa, domnul Cazan, era la momentul ăla singurul deputat, e foarte greu pentru mine, sunt singur, dacă am fi și noi măcar să avem grup parlamentar, altfel am promovat. Toate proiectele de legi pe care, păi, dacă avem, vedeți că am făcut niște legi și vă spun imediat. Toate proiectele pe care le spuneam nu dureau o lună de zile și apăreau ca propuneri în Ungaria. Inclusiv proiectul cu 50% din produsele din supermarket să fie de producție care la noi s-a elaborat, dar nu se aplică. S-a elaborat, dar vă spun de ce nu se aplică. Pentru că, din cauza intereselor pentru că multinaționalele și cei care conduc aceste multinaționale, aceste supermarketuri, sunt destul de șmecheri. Și spun așa, îl cheamă pe producătorul de telemea, vă dau un exemplu, și spune, domnule, dumneata, câte telemea produci? Domne, eu produc cam 2 tone de telemea pe an, dau un exemplu. El spune, nu, dacă îmi produci 20 de tone, eu fac contract cu dumneata, pentru că eu vreau să am produsul ăsta permanent garantat la raft timp de un an de zile. Noi avem producători, dar nu avem producători să producă de mare capacitate. Și aici ne-au găsit ei punctul vulnerabil și au spus așa, domne, noi luăm de la voștri, dar nu avem, uite, luăm... Da, vedeți că între timp populația noastră a început să se mai deștepte. Oamenii nu mai... Populația noastră este deșteaptă, dintotdeauna a fost deșteaptă. Oamenii nu mai cumpără produse străine sau oricum aleargă în supermarketurile astea după produsele românești pentru a noastre, au gustul acela a pământului românesc, au dulceața roșie, are dulceața pe care nu are, strugurile perfect, la fel. Perfect. Și uitați-vă un pic și faceți o analiză. Luați un produs prima dată din Republica Moldova, că am vorbit de Republica Moldova, și vedeți gustul și aroma. Foarte bun și ale lor. Mai bun ca a nostru. Mai ales la fructe. La fructe și la produse, la dulciuri și la tot ce vreți dumneavoastră, și la vinuri. Și apoi mergeți pe produsul românesc, la fel, pe legume, fructe și dulciuri și vinuri. Da, știți de ce? Pentru că și noștri s-au șmecherit. Și noștri au început să fie europeni. Doamna Ordeanu. Folosească semințe tratate. Noștri au început să fie europeni. Dar tot mai au un pic de gust mai superior față de... Și mergeți pe produsul străin, pe vinurile care le avem noi din toate țările din Uniunea Europeană și inclusiv din America Latină. Inclusiv vinul de Cotnar s-a găsit că e falsificat la noi. Ne-am șmecherit pentru că... Vrem un câștig ușor. Pentru că producătorii noștri s-au învățat și ați dat o denumire de vin, poate nu era bine să-i spunem numele. Aici nu există așa? Interdicție. Nu interdicție? Nu. A, la televiziune online nu. Da, într-adevăr, dacă nu există interdicție, putem vorbi liber. Sunt într-adevăr producători de vin și din dorința de a face cât mai mult și, asta și a da cât mai mult a export, dar să observați o chestie. Producătorul de care a spus dumneavoastră este un mare exportator de vin. Este unul dintre cei mai mari exportatori de vin. Dar în același timp este cel mai mare importator de vin. Deci el importă vinul vrac din alte state, îl îmbuteliază la noi, are eticheta pentru că are brandul și el vinde brandul. Și pentru că are brand, produsul se vinde. În momentul în care el merge în Anglia, în țări care nu sunt, cum să spun eu, cu o tradiție în vin, el are trecere, pentru că oamenii nu sunt cunoscători. În țările în care oamenii sunt cunoscători, logic, nu ar avea trecere. Și la noi, vedeți că dacă facem o analiză, o să vedeți că în România cel mai vândut vin nu este vinul Cotnari. Mărșatlarul? Nu. Este vinul la bidon de 2 litri. De ce? Bun,
Nu se cheamă vin. Nu, eu am zis vinul la bidon de 2 litri, așa zis vin la bidon de 2 litri, mă scuzați că n-am pus ghilimele de rigoare, pentru că nivelul de trai al românului nu-și permite să consume un vin de calitate. Haideți să ne întoarcem la vânzarea pământului. Aici aveți două situații pe care le propuneți. Vedeți, la vânzarea pământului nu este numai doar vânzarea către pământului român, către străini. Așa, deci stop vânzării pământului către străini și orice vânzare doar către cetățeni români. Și încă un lucru foarte important, statul să aibă drept de preemțiune. Iar orice moștenire pentru cetățenii străini este interzisă. Deci a cumpărat pământul, dar n-are voie să-l lase... N-are voie să lase moștenire la un cetățean străin. Da. Vedeți cu ce venim noi? Dom'le, ai cumpărat pământul. Nu ți-l confiscăm. Nu le-ai la sacoșă, produceți, faci treaba pe el. Dar moștenitor nu are voie să fie decât statul român pe acel teren. O chestie foarte interesantă. Noi nu te expropiem, noi nu îți luăm pământul, dar te folosești de el cât ești în viață, iar în momentul în care ai trecut la cele veșnice, acel pământ intră în proprietatea statului. De ce? Pentru ca statul să-și câștige înapoi terenul. Da, mi se pare ușor utopică aceasta și cred că... Da, nu e utopică, doamnă, dar când au venit comuniștii la putere, auziți, când au venit comuniștii la putere și au luat și au... alungat oamenii de pe glii și le-au luat pământurile. Și casele și... Da, vedeți, păi că... n-au făcut un lucru bun. Această restituție in integrum este iar una din marile vulnerabilități a României, ca permis desfășurarea acestei mafii imobiliare. Corect. Și vedeți la ANRP ce s-a întâmplat. La asta mă refeream. În timp ce noi... Nimeni nu putea să-și recupereze proprietatea până nu plătea șpagă 30%. Deci și, e un lucru incorrect. Și asta în timp ce românii dădeau 25% din salariu. Pierdeau 25% din salariu în urma legii PDL-ului, bineînțeles. Bine, și nu, să nu uităm că aceste, nu numai că acești bani au fost returnați de guvernul Ponta care a urmat, dar au fost plătite acum, sunt procese pentru plata de penalități, cum este și normal. Încă să se plătească statul, penalități, da, pe sumele respective care au fost oprite, da, pentru că era un lucru normal. Statul, eu vă spun o chestie pe care Partidul România Unită nu o va face niciodată. Dom'le, nu poți și nu e normal și contrar firii, indiferent în ce situație se află țara respectivă, să ajungi să umbli în buzunarul omului. Ați spus stop restituția in integrum. Noi vedeți dumneavoastră aici... Punctul 3. Stop restituția in integrum. Punctul 3. Stop retrocedărilor ilegale, verificarea tuturor hotărârilor judecătorești și despăgubirilor acordate de până acum. Punctul 3. Da, de verificare le verificăm. Păi da. Dar dacă banii aceștia nu mai avem de unde îi lua, că el i-a dus în Dubai, i-a dus, știu eu, în care alt stat... Auziți, noi avem datoria morală să îndreptăm ceea ce s-a făcut prost. Dacă nu putem să recuperăm, este o altă discuție. Pentru că, vedeți că și la momentul de față, și la momentul de față, vedeți dumneavoastră că sunt oameni care sunt depistați că au luat mită sau că au făcut tot felul de lucruri ilegale și trebuie să returneze la un moment dat 10 milioane de euro, 20 de milioane de euro. Și n-au de unde. Și ei n-au de unde sau nu vor. Nu că n-au de unde, nu vor. Pentru că i-au înstrăinat banii. Da, au înstrăinat banii, i-au pus în conturi străine, în conturi sub alt nume. De asta am și cerut verificarea averilor făcute fraudulos și luată extins, recuperarea lor extinsă. 4 minute aveți, vi le gestionați, da, cum vreți. Haideți să vă spun un pic, deci am vorbit despre vânzarea terenului și asta. E foarte important, Partidul România Unită își propune ca salariul minim pe economie să fie de 2000 de ron, de 2000 de lei, dacă astăzi este 1250 de lei. În cât timp? Imediat? Începând cu data de mai 2017, după calculele făcute de analiști. De unde resursa financiară? Sunt făcute calcule de specialiști. Și eu vă spun că dacă în momentul de față dăm 1050 de lei, 1250 de lei, sunt anumite interese și anumite sume care pleacă în alte zone.
După aia avem foarte mulți oameni care lucrează în mediul privat. De care veni, cei mai bijegeți. Corect, care lucrează în mediul privat și atunci statul nu are nicio problemă dacă le asigură 2000 de lei pe lună. În schimb, statul trebuie să vină în ajutor, în ajutorul micilor întreprinzători, cu reducerea unor taxe, inclusiv taxa pe muncă, pentru că la noi impozitul pe muncă este foarte mare. Un punct foarte important iar este pensia minimă garantată de 900 de ron. Dacă azi este 450, o să fie 900 de lei. Tot la fel, o să-mi spuneți de une. O să vă spun tot la fel. Nu o să acceptăm să o să plafonăm pensiile de peste 9000 de lei și să fie pensia maximă de 9000 de lei. Că eu cred că 9000 de lei o pensie nu este o pensie jignitoare sau indiferent unde a lucrat persoana respectivă sau ce activitate a desfășurat în viața ei. 90 de milioane. Da. Credeți că e o pensie mică sau foarte mică? Nu. Cred că e o pensie pentru chiar pentru un fost director, pentru un fost magistrat, pentru un fost... Rezonabil în comparație cu mine care după 40 de ani de învățământ am 11 milioane. Adică 1100 de lei. Da, 1150. Da. 1150. E, și pensia maximă 9000 de lei și minimă 900 de lei. 9 milioane. Un proiect foarte important, că nu avem timp, e vorba de construirea celor 8 spitale regionale. Aici nu trebuie să vorbesc prea mult și de asta l-am și scos în evidență. Pentru că vedeți că guvernul Boc nu a făcut altceva decât a închis și medicii noștri au plecat în străinătate. Au închis spitale, iar medicii au plecat în străinătate, sunt plătiți din ce în ce mai prost. Dramă. Și tocmai din cauza asta ei părăsesc țara. Iar un punct, tot vorbim de spitale, este vorba de programul Hipocrat, unde 20 de medici, 20.000 de medici lunar vor primi suplimentar câte 200 de euro, valoarea la 200 de euro, 900 de lei, 1000 de lei, pentru formarea profesională. Știți foarte bine că și dumneavoastră ca profesor și medici la fel trebuie permanent să... Azi ne oprim aici, mesajul final, unde vă găsesc nemțenii pe buletin. Partidul România Unită, poziția 10 pe buletinul de vot. Sorin Cazan, locul 1, Camera Deputaților, votați lista Partidului România Unită. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru interesul care ne-ați urmărit și în această emisiune. Rămâneți pe Roman 24 online.